Școlile din București ar urma să se închidă de săptămâna aceasta, deoarece capitala a trecut pragul scenariului roșu de 3 noi cazuri la 1000 de locuitori. Suspendarea cursurilor școlare și organizarea cursurilor, orelor în sistem online, în toate școlile. Aceasta este poate cea mai controversată restricție care urmează să fie aplicată în București. Șeful Organizației Mondiale a Sănătății, doctorul Tedros, a spus luna trecută că ar trebui aplicată doar în situații extreme. Given the devastating consequences on children, youth and our societies as a whole, the decision to close schools should be a last resort, temporary and only at a local level in areas with intense transmission. Premierul Italiei, Giuseppe Conte, nici nu se gândește să închidă școlile din țara lui. Le attività scolastiche continueranno in presenza. È un asset fondamentale per il nostro paese. Cehia a închis săptămâna trecută toate școlile din țară. Ministrul Sănătății, Roman Primul, a spus că măsura a fost necesară ca să se evite colapsul sistemului medical. 16% dintre noile cazuri de COVID-19 au fost în rândul elevilor, dar restricția este profund nepopulară. Od toho, já nevím, půlky března do června s dětma, tak samozřejmě tam je trošku ztráta návyků pracovních a motivace u některých dětí.